Ignacio. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeu, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Nu mă ți-ntoarce fața ta de la mine, ca să nu mă Brat, care este într-a treia vizită la noi, să-i spun, vă mulțumesc frumos din numele dumneavoastră pentru contribuția care a adus-o la implementarea acestor proiecte care au avut un rezultat final, asigurarea cu apă potabilă a 100% a celor 5.000 de locuitori ai satului Țarigrad. Și nu o să vă rețin mult, vă mulțumesc frumos că ați avut încredere și am avut o încredere reciprocă unii în alții. Vă mulțumesc frumos că ați fost receptivi și numai prin înțelegerea pe care o avem, cred că o să ne reușească și alte lucruri mari. Asigurarea cu apă potabilă a satului Țarigrad, eu am simțit-o pe piele proprie. O parte din părul surii datorită comunicării cu domnul primar și eu vreau să-l felicit și să-i mulțumesc pentru această insistență de care a dat dovadă că nu a urmărit un scop personal și a dorit sincer și foarte mult ca să realizeze acest proiect. Și după cum spunea acest minunat copil, cea mai bună băutură este apa din izvor. Izvorul este, sau apa este izvorul vieții și putem spune foarte multe lucruri, dar un lucru și, sau la fel de important este să înțelegem că apa de calitate presupune și sănătate pentru cetățenii noștri. De aceea, mulțumindu-vă pentru invitație, pentru primire, vreau să vă felicit pentru acest frumos proiect realizat. Dar dincolo de acest lucru, vreau să vă rog ca și pentru perioada de viitor să fiți la fel de hotărâți în realizarea scopurilor, viselor voastre aici în localitate. Urmează în perioada imediat următoare și aici vreau să vă asigur că veți avea parte de sprijin așa cum a fost în perioada anterioară, indiferent de funcțiile care le deținem. Avem această posibilitate și am demonstrat prin fapte și vom demonstra și pentru perioada de viitor. Urmează în regim de urgență aici la Țarigrad să aveți un centru de sănătate. Și eu vreau să vă spun că acest centru de sănătate va fi construit aici la Țarigrad. Este nevoie ca gimnaziul să fie reparat pentru ca să existe o infrastructură adecvată pentru că acești minunați copii care... Eu am spus cu orice ocazie, copiii noștri născuți și crescuți aici în Republica Moldova sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai buni copii, care merită să le oferim o perspectivă de viață bună în propria lor țară. Deci trebuie să reparăm acest gimnaziu și vreau să vă spun, aici este și domnul deputat Deliu, care are responsabilitate directă, inclusiv de raion, dar și de acest proiect. Noi vom asigura implementarea acestui proiect și vom repara și gimnaziu. De ce v-am spus, domnule Filat, bine ați revenit la Țarigrad, cred că o să reveniți și de astăzi înainte, deoarece, prin citire, pentru prima dată în istoria satului Țarigrad, deci prin decizia Consiliului Local Țarigrad, numărul 4/2, din 8 iulie 2013, pentru prima dată se acordă titlul de cetățean de onoare al satului Țarigrad. Vreau să vă asigur că eu voi fi împreună, nu alături de dumneavoastră, în tot ce faceți bine în această localitate. Iar dacă va fi cazul să fiu alături și atunci când este greu, să știți că voi fi și în acel moment. Mulțumesc încă o dată și să știți că mă onorează în spus de mult această calitate de cetățean de onoare al satului cu frumoasa denumire Țarigrad.